A sosit timpul, micuțule. Nu! Ești ok, frate? Sunteți bine, fraților? Acum spuneți-mi, cine e cel mai frumos băiat din țară? Ești dracului odată din baia aia, nu mai vorbi cu săpunurile că vă vedeți și luna viitoare. Bine, mamă. M-am săturat de școala asta. Minotaur, cum îți permiți? Nu e absurd? Voi sunteți câte un profesor pentru fiecare materie, iar noi trebuie să învățăm singuri toate materiile. Bravo, Minotaur, mă bucur că ai avut curajul să susții punctul de vedere. Serios? Nu, pe ziua de azi ești absent, iar măta era afară și a auzit tot ce ai spus. M-am căcat pe mine. Ce ai pățit, fiule? Nu pot să-ți spun. Dar mie poți să-mi spui. Nu bine. Mă terorizează cineva la școală și nu mai rezist. Minotaur, dar tu faci școala acasă. Da, dar... Unde ești, cretinule cu laptele? Aici! Marș în momentul ăsta și iam și un pachet de țigări. Mami! Te descurci, frate! Marș și fă-ți curat în cameră! Pitic nenorocit! Nu vreau! Ce-ai spus? Am zis că nu vreau! E camera mea și fac ce vreau! Este camera ta, dar este casa mea! Dacă e casa ta, atunci du-te și fă tu curat! Așa se scoate gunoiul din casă! Și cum e prima zi la poliție? Ce să zic, frate? E foarte... Ai grijă! Periculos. Ce-ai făcut, frate? De ce ai tras în ușă? Păi n-ai văzut că scrie apă, ea trage. Mamă, bunico, dar ce urechi mari ai! Vai, dar ce ochi mari ai! Iu, dar ce gură mare ai! Și ce mai miroase! Mai taci, dracului, odată, bine că ești o frumoasă! Tata e jumata! Miroșa pipi! Minotaur! Vino aici în minutul ăsta! Dar sunt aici! Scuze! Ce răspuns ai dat la exercițiul ăsta? 25, doamnă! 25 de ce? Mere, banane, portocale? 25 de metri, doamnă! Așa, bravo! Dar oricum nu e corect pentru că răspunsul nu era 25, era 50! 50 de ce? Mere, banane, portocale? Pe azi nota 2! 2 ce? Mere, banane, portocale? Cum îți permiți? Ia să vedem unde-i problema. În gură, domnul. Deschide gura să vedem. Care măsea te doare? Păi. Ce trebuie cu ai, bă, că te debacterizezi imediat? Calmează-te puțin. Ce să mă calmez, că ținut gladele salivare? Zi prima oară măcar dacă te mai doare. Să știi că mă mai doare un pic. Bine, atunci trebuie să-i dăm și antibiotic. Vine aici, vine doctoria ta. Mai are cineva ceva de spus? Da, aș vrea să spun eu că sunt vegan. Mă refer la omul ăsta care a murit nevinovat. El nu era vegan, eu sunt. Vreau să spun dacă are cineva ceva de spus despre omul pe care îl înmormântăm astăzi. Dacă era vegan, trăia mai mult. Dar l-a lovit mașina. Unde? Pe drum. Dacă era vegan, era în grădină. Am înțeles. Mai are cineva altceva de spus, Amin, fără să aibă legătură cu veganismul? Eu sunt și biciclist. Până aici! Mai are cineva ceva de adăugat? La mulți ani, Minotaur! Puneți o dorință, apoi suflă în lumânări! Yeee! Mi-aș dori ca părinții mei să fie supereroi! Wow! Eu de ce nu fac mușchi? Probabil nu s-a îndeplinit dorința în totalitate. Du-te, iubitule, răspunde că a sunat cineva la ușă. Du-te tu, că eu nu am chef. Mă-și dată că a sunat cineva la ușă! He-he. Cine mai e? Am venit cu coletul dumneavoastră. Muiere, fire ai tu să fii! Ce-ai spus? Nimic, dragă.
Vine încoace să te pup. Ce ai, fiule, că doar am pupat-o? Doar ai pupat-o? Nu lasă că-ți arăte-o ție. Unico! Ce-i, dragă? Cum îi s-o pupe cineva pe măta? Fătălăule! Mai vreau. Wow! Oare ce se întâmplă dacă dau cu paharul ăsta de pământ? Oare sare înapoi pe masă? Nu avem de unde să știm dacă nu încercăm. Of, că s-o spart. Dar poate sare ăsta la altă înapoi pe masă. Bă, Minotaur, tu știi ce are omul ăsta? Lasă-l în pace, frate, că de 2 ani tot așa face. Cum să las, frate? De 2 ani stă și se chinuie. Da, frate, hai să mergem. Hai, bă, cum să lăsăm așa să se chinuie? Bă, omul înțelege că la cel mai leneș om din sat, așa face el. Eu înțeleg că e leneș, dar ce-a făcut de ajuns așa? Întreabă-l dacă vrei, eu mă duc la fotbal. Bine, du-te. Scuzați-mă, vă pot ajuta cu ceva? Nu, nu mă poți ajuta. Atunci ce-ați pățit de suferiți așa? M-am așezat pe ouă și milele să mă ridic. Lovar, dracu, cu casa voastră cu tot! Mamă, unde să pun farfuria asta? Extraordinar, unde să pui? Pune-o la mine în cap, bine? Bine. Te jur că eu te-am făcut, eu te omor! Ia zi, frate, cum să te tund? Păi pe lateral aș vrea... Dar ce faci, frate? Te caci lângă mine? Așa se face, frate, ca să alunece părul mai bine când îl mături. Nu, cum să te tund? Păi pe lateral aș... Lasă capul în față? Dar nici nu ți-am spus cum vreau să mă tunzi. Oricum, pe toți vă tund la fel. Și am terminat. Îți place? Păi sincer să spun... 100 de lei te costă. Dar pe ușă scrie 80. Au, pe ăsta! Păi și bacșiș nu lași. Te rog să nu-mi faci rău, domnule dragon! Nu te mișca! A venit să te salvez, prințesa mea! Păi hai odată! A, acum! Gata, dragă, hai să mergem acasă! Băiatul ăla de acolo tot se leagă de mine. Rămâi aici, dragule, că mă duc eu să vorbesc cu el. Secretul vieții este să fim buni unii cu ceilalți. Bună dimineața, tinere! Tu ce mai vrei, căcănarule? Ascultă-mă, te rog. Vrei cumva să-ți fac o pâine cu margarină? Mulțumesc frumos! Gata, fiule, n-o să mai ai niciodată treabă cu el. De la o pâine cu margarină? Da, fiule, de la o pâine cu margarină. Am otrăvit pâinea. Mai ții minte, măbicuța mea, când m-ai învățat să mă duc cu bicicleta? Bineînțeles, dracule! Mai ții minte că ai spus că mă ții și că nu-mi dai drumul, dar m-ai împins și am căzut? Da, dracule, mai țin minte. De ce mă întrebi? Am vrut doar așa să văd dacă mai ții minte. Ce-ai spus? Dă-i un pic mai în spate. Așa-i bine. Pizerica mea frumoasă, cuib de pene, nu păroasă. Aaaa, ești maro și nespălat, semeni mult cu un căcat. Tu ai făcut asta? Nu, păsărica mea, tu ai făcut asta? Nu! Ce se aude? Ha? Cine a făcut asta? N-are nimic, băile, oricum miroși la fel ca înainte. Frumosule, dacă vii la restaurant în 20 de minute, îți promit întâlnire bombă. Dar sunt aici deja. Ce? Cum? Ești la restaurant? Da, drăguț, o aștept întâlnirea. Ești la restaurantul ca curul la masa aia de la perete pe locul ăla din stânga? Exact acolo, puicuța mea. Hei, frumosule, ești bine? Ce drăguț, e mort după mine. Pa!
Minotaur, eu m-am săturat de tine! Dar de ce te-ai săturat de mine? M-am întors deja de 3 zile din armată și tu tot nu m-ai cerut de nevastă! Te-ai întors de 3 zile și nu ți-ai schimbat hainele? Nu asta e important! Spune acum sau niciodată! Vrei să fii bărbatul meu? Ce-i? Nu-ți place inelul? Ba da, frate, dar ăla inelul de la grenadă! Nu vreau la școală! Trezește-te, puiule, că trebuie să mergi la școală! Mai stau 2 minute! Haide, trezește-te, te rog, că o suna ceasul! Am zis că mai stau 2 minute! Trezește-te odată! Ce faci aici? Hai să mergem, că ți-a sunat ceasul! Să-ți iau ceasul în punct!